principala consolă a celor de la Sony a fost fără îndoială una dintre vedetele anului 2011. Cu un preț din ce în ce mai accesibil și cu o librerie bogată de jocuri exclusive, în sfârșit putem spune că PlayStation 3 și-a atins maturitatea. În 2011, cele mai reușite jocuri pentru această consolă au fost Little Big Planet 2. Conceptul Play, Create, Share a fost dus la noi culmi cu ajutorul lui Little Big Planet 2. De această dată, cei de la Media Molecule s-au autodepășit, oferind utilizatorilor unelte capabile să creeze jocuri complet noi și nu doar niveluri suplimentare bazate pe gameplay-ul implicit. Adăugați la acestea noua campanie single player, compatibilitatea cu toate nivelurile realizate pentru primul titlu al seriei și suport gratuit pentru PlayStation Move și aveți în față imaginea uneia dintre cele mai complete jocuri pentru PlayStation 3. Killzone 3. Killzone a devenit seria de referință atunci când vine vorba de shootere la persoana întâi pe PlayStation 3. Cel de-al treilea titlu a venit cu o varietate mult mai mare a decorurilor, o poveste mai spectaculoasă și suport pentru split screen și PlayStation Move. Nu în ultimul rând, grafica foarte bună a devenit o marcă înregistrată a seriei, Killzone 3 oferind acum și posibilitatea de a fi rulat în modul de afișare 3D stereoscopic. Portal 2. Deși în trecut Valve și Sony nu au fost tocmai în cele mai bune relații, situația s-a schimbat radical odată cu apariția lui Portal 2. Versiunea de PlayStation 3 a jocului beneficiază de integrare cu Steam, funcțiile de bază ale acestui serviciu fiind accesibile acum și pentru deținătorii acestei console. Când vine vorba de multiplayer, Portal 2 poate fi jucat atât în split screen cât și online cross-platform între PlayStation 3 și PC. Mai mult, fiecare exemplar nou de PlayStation 3 al jocului conține și un cod dedicat activării versiunii de PC prin intermediul clientului de Steam. Uncharted 3 – Drake's Deception. Anul trecut am inclus cel de-al treilea titlu al seriei Uncharted în lista celor mai așteptate jocuri ale lui 2011, iar Drake's Deception nu ne-a înșelat așteptările. Campania single player are la bază același tip de momente memorabile, atent puse în scenă, cât și o poveste mult mai personală. Pe lângă grafica de top, Uncharted 3 a surprins datorită componentei sale multiplayer, care reunește într-un singur pachet numeroase moduri de joc, pornind de la confruntări competitive online și ajungând până la o campanie separată, special dedicată modului cooperativ. Infamous 2. În 2011, echipa de la Sucker Punch a revenit cu un nou titlu al seriei Infamous. De data aceasta, Cole McGrath călătorește în orașul New Moray, unde trebuie să-și înfrunte din nou inamicul de moarte, The Beast. Într-un mediu de joc deschis, superb realizat din punct de vedere grafic, eroul electric capătă o nouă serie de puteri supranaturale, precum și posibilitatea de a se aventura în misiuni realizate de membrii comunității. Iar câștigătorul este Uncharted 3 – Drake's Deception. Ascensiunea seriei Uncharted se poate confunda deja cu ciclul de viață tumultos al consolei PlayStation 3. Uncharted 3 – Drake's Deception reprezintă un veritabil apogeu pentru platforma Sony, grafica de excepție, povestea emoționantă, interpretarea actorilor și multiplayer-ul consistent, fiind principalele motive pentru care orice gamer care se respectă ar trebui să dețină acum o consolă PlayStation 3.